Să nu-l trageți. Da, băi, că s-au întâmplat niște nebuneli pe aici. Da. A, la 4 de noi. Hai că mă duc acum. Hai, salut, băieți. Suntem la Vanilla aici în față, dacă e să discute cineva cu noi. Eu n-au pe nimeni pe stație, nu știu ce. Mă recepționează cineva? Da. Au da, te recepționez. Da. Am auzit că fost ceva probleme aici. Da. Mai așteptam. A fost o mică problemă cu un domn de-al vostru. Au fost mai multe probleme. Cu trei oameni. Bă, vă, încă nu v-a schimbat, mă, Eric. Păi, nu știu, vorbește. O să-i fierte îmbrăcămintea asta. Bă, și că a venit de pe plajă, în cană. Lider Marabonta, acolo, lider Marabonta. Zero. Careva? Nu cred. Careva de? Nu cred. Bă, nu ți-am zis să te schimbi să nu mai umbli așa? Nu mi-ai zis. Data, păi om, nu ți-am zis la casă, data viitoare când te văd, așa o să-ți bag direct 50. Okay. Și ieri și astăzi umbli așa. Dacă vrei dacă să umbli așa, du-te pe-n paletă, vezi de treaba ta pe acolo, gen. Păi nu pe aici, că pe aici nu trebuie să fii îmbrăcat așa. Păi nu stau aici, mă duc cu moșul. Mergeți liniștit și nu mai veniți pe aici dacă n-aveți treabă, îmbrăcați așa. Am în fiecare zi aceeași bombălă, aceeași probleme. Ce vizia de la ajutor, dacă nu uitați. Vedeți că pleacă poliția, Răzvan. Am primit informații. Ai patrule. Și o mașină de poliție. O mașină de poliție și un insurgent. De unde? La Vanilla, la magazin. Se îndreaptă spre Bailey. Blindate la Vanilla. Da. În lângă magazin. Da. Poliție pe aici. Vine poliția aici, mă, să ce dau voi. Da. Lăsați-vă mașina. E aproape de clubul ăla. Mai am mască. Ma. Vanilla. Magazin de haine. Ia uite. Poliți. Insurgent fața magazin. Rupem mușa să ne batem cu el. Nu, ne auzi să nu tragem. Păi ce treabă avem cu el? Cred că se blocați, nu trageți, ce așa greu? Da. Jandarmerie. Vedeți că au și elicopter deasupra, fix deasupra Vanilla. Cu venit și bine. Da, se zice, cum, poliți. Băi, veniți și voi repede la Vanilla aici. Emanuel, să vii și tu aici. Fără probleme. Nu, să-ți lași tot acasă. Că e ultima dată când vezi lumina zilei. A venit bă la urmă. Uite poliții și stânga. Ce n-ai pe aia rămâne stația asta și voi îmi stația? Mașini de poliție, pe restul mai umblat și distrageți. Uite și stația asta în pana mea. Încercați mușchiul slash fiți. Nu cine știe cum a... 100 de milioane amendă de fiecare organizație dacă trageți. Am mers să vedem unde te duc. Salut! Salutare, domnilor! Noroc. Să plăci. Dumneavoastră sunteți domnul Bebe? Da, eu sunt. Insurgente opri la semaforul. De ce a încercat băiatul vostru să-mi amine viața? Care băiat? V-am trimis și pe aplicații. Pe
Păi am văzut acel băiat și băiatul acela avea un GoPro la el și înainte să scoate alarma s-a tras de câte, exact de câte dumneavoastră un glonț asupra lui. Nu, am tras în pământ. Se poate și auzi pământul cum am tras în pământ și păi, am și da, dar el nici măcar nu a pus arma, el a, nici n-a apucat să o scoată și a fost în pușcare. A scos-o în fața mea și de la ce am auzit din, de la colegii mei a început să tragă la club. Păi da, dar aia nu înseamnă că voi, dacă stați pe aici, o să vedeți că se trage în fiecare zi. Băieții în galben sunt toată ziua aici, trag după noi. Trebuie să înțelegeți că aici e o situație limită, aici se trage de nicăieri. Bun, și eu când am strigat la el, am strigat să se oprească, m-a văzut și cu masca asta. Am tras și în pământ, puteam să-l omor de 10 ori. De ce nu s-a oprit să vorbească cu mine? Pentru că s-a tras. Și din... Am tras adică, în pământ. Păi nu, înainte de asta s-a tras, că noi am văzut acolo, a fost o ploaie de glonțe aici și dintre toate ăsta, dumneavoastră sau toți aici, tot după el fugeau. Băieți, erau băieți îmbrăcați în galben care țineau armele pe el și nu cred că avea niciun motiv să se țină armele pe el. Pentru că eu am primit info, a început să tragă, după ai noștri. După... Liniște pe ăsta. După... ia stai. Care a zis, mă, unde-i Zaun? Zaun știu că a început să zică. După tine a tras, nu? Da. Care a tras? Băiatul ăla cu pălărie? Băiatul ăla cu pălărie? Da. Păi și ai o dovadă că s-a tras, că a tras el după tine? Cred că am pe GoPro. Pentru că noi ne-am uitat pe GoPro-ul lui și nu a tras niciun foc. Stai puțin. Singura lui greșeală e că era pe aici, pe stradă și l-a întrebat pe un băiat de taxa ceva. Bă, restul merge și vă plimbați, ai rapid. Rapid, am spus. Și plus de asta, eu nu mi-aduc aminte să fi intrat pe stație când au venit băieții din Crip să tragă pe aici sau băieții din Vago să tragă pe aici. Dacă vor să tragă, primesc același lucru înapoi. Gloanțe vrei, gloanțe primești. Dar sunt unii care se bat și sunt alții care plâng. Acum, fiecare merge în ce tabără avea. Eu nu știu, eu ți-am și zis. Am strigat după el, am tras în pământ, puteam să-l omor de 10 ori. Am vrut doar să se oprească. Și când țin arma pe el, să înțeleg că el nu are nimic. Gen, el fuge așa de nebun, nu? Sunt în spatele lui cu arma pusă spre el. Îi spun să se oprească. El scoate arma și vrea să tragă în mine, nu? Bă, nu știu cum să vă explic eu să mă înțelegeți. Aveți dreptate pe de-o parte, dar... Noi am văzut pe grupul odată ce a venit aici, el era pe motor, toți era cu armele pe el. Adică de ce... Normal, pentru să ține sermul pe el. Păi un info care nu se poate dovedi. Un om din Curcubeu a început să tragă. El era singur aici, din Curcubeu. Chiar eu am și, dat și timp să nu mai zic... M-auzi? M-auzi, frusti? Sul. Cum era îmbrăcat băiatul ăla după care a venit să tragi? Nu l-am văzut cum era îmbrăcat, că i-am văzut doar capul, că era sus pe clădirea aia. Și ce avea pe cap? Nu avea absolut nimic, decât o cască neagră, atât. Dar n-am văzut absolut nimic îmbrăcăminte sau ceva. Și asta mi se pare mie ciudat, se trage, adică se trage și dacă nu mă înșel, glonțele erau foarte aproape de omul nostru, gen. Dar toți ceilalți n-au zis, bă, hai să vedem ce se întâmplă, nu, toți erau concentrați pe băiatul ăsta al nostru, că ce-o face el de pe motor, poate dă cu tureta noi sau cea. Deci s-a primit info cu un om din Curcubeu, a început să tragă, păi, el era singur dacă, aici. Eu nu m-aș asculta după toate informațiile astea, care vin că sunt foarte mulți care mănâncă de pe jos. Până și eu eram aici cu domnul de aici și s-a tras asupra noastră. Și cine a tras? Băieți, voi sunteți cei care vă ciuriți aici în fiecare zi. Băieții spun, domnul de acolo care s-a dus după el a spus că a văzut un cap cu o cască neagră. Nu Curcubeu, de unde știi că a fost din Curcubeu? Am văzut, era. Ai văzut pe naiba, ai o dovadă? Ai o dovadă? Arată-mi o dovadă că a tras unul de la noi și atunci singura dovadă pe care e băiatul nostru care e un GoPro. Băieții l-au tras aici cu armele pe el, era pe motor, a început să se tragă foarte aproape de el, a luat-o la fugă, domnul a venit din spate, era distanța destul de mare și a tras un glonț pe lângă el, a vrut să scoată arma și a fost împușcat. Asta e singura fază. În schimb am văzut pe aplicație că a venit că a vrut să-mi ia viața cu ce, dacă dădea să scoată și el pistolul. Pe cum adică să scoată arma în fața mea? Păi nu era în față, era o distanță destul de mare între noi și plus de asta că... Ți-am zis de 10.000 de ori că dacă voiam să-l omor, dacă aveam ceva cu el, îl omoram de mult. Păi oricum l-ați omorât. Păi, dacă odată ce scoate arma la mine, ce vrea să-i fac? Să-l las să mă omoare? Da, care... Păi, nu știu ce intenție avea el cu mine. Îmi risc viața ca să ce? Să stau să vorbesc cu el când scoate arma?
Păi nu, dar nu înțeleg motivul pentru care s-a scos pistolul el și se ține armele pe el și s-a și tras după el. În momentul dacă el n-a făcut nimic, a venit aici, s-a ridicat mâinile la Domnul, nu știu exact ce v-a zis, apoi s-a tras și a vrut și el să fugă, la fel și celălalt. Dar dumneavoastră, în loc să vă concentrați pe cel care a tras, ați fugit în continuare după el. El era, și adevărul, era inamicul numărul 1 în momentul de acela. Normal, dacă primesc info că un curcubeu a tras și după aia îl văd că fuge, ce motiv avea el să fugă acolo? De ce n-a încercat să stea? Păi cum, ce motiv dacă s-a tras lângă el? Era ploaie de glanțe lângă el. Îl omoram așa? Păi nu, dar de pe clădire a tras cineva. De pe clădire a încercat să tragă noi, acel cineva, și nu l-am găsit. Păi nu știu, a fost cineva rănit de la voi? Din, mă rog, în afară de omul care erau aici, că erau mai multe persoane. Eu am fost și eu puțin rănit. Că eu am văzut că erau glanțele foarte aproape de el. Eu de unde să știu liniște că, nu un om, că nu era un om de-a lui și a încercat să salveze omorându-ne pe noi. Pentru că fix în momentul când era el aici în față să discutăm cu el, s-a urcat un băiat pe clădirea aia, dacă nu mă știu, și a început să tragă cu MG-ul. Păi și nu cred că avea niciun motiv, în afară faptul că n-a. Domnul, dacă era pe motor, adică se putea discuta, nu trebuie amenința cu armă. Păi de asta i-am și spus. Aduceți-l în față la Vanilla să discut cu el. Ne-am spus la toată organizația. Păi da, dar omul era pe motor, nu era niciun pericol ăsta. În schimb, toți erau cu armele lui. Păi se vede în GoPro clar. De ce a spune armele pe un om pe zona lui, tras, fără să facă nimic, fără să pună pe în pericol? De ce pui arma pe cineva? În moment, eu dacă aș venit în locul lui, aș fi avut aceeași intenție. Băi, ce au ăștia cu mine de pun armele aici, la noi, pe mine? Dacă e vorba de discuție, se discută altfel, nu sub amenințarea pistolului. Da, corect. Deci, hai să ne calmăm un pic, că sunt treburi mai importante decât astea. Momentan a fost greșeală și din partea noastră. Că eu după cum auzi și tu, se aud sirene și... Eu n-am nimic cu Dăinii Curcubeu, bani împotrivă. De fiecare dată i-am lăudat că sunt activi în oraș și fac activitatea lor. Da, corect, da. Momentan prioritar cred că sunt sirenele care se aud. Nu puteți să veniți aici cu alte familii și să luați informații de la ei, pentru că ei vin în aici odată fără voi sau cu voi sau cu alte familii și trag aici și jefuiesc aici și fac. Orice informație adusă de ei va fi contra și nu cred că trebuie să vă luați după ea. Și dacă aveți dovezi cum că vă jefuiesc aici, deci mi-a arătat și nou? Pentru că v-am spus și mai devreme, băieții se bat și fetele, eu stau să dea informații că se trage în noi, au, suntem bătuți, ajutor. Și noi suntem de partea băieților. Dacă vor să o dea, o dăm, nu nicio problemă, nu stăm să plângem. Nu înțelegeți să vă mai opriți din vorbit degeaba? Da. O să anulez amenda. Și aia a fost greșeala și omului din Crips, pentru că a dat informația aia. Da. Unul din curcubeu a început să tragă. Trebuie să discut și cu el, să nu mai... Deci dacă domnul, pentru faza că a spus pistolul pe el și el a încercat, astea se poate rezolva și altfel, n-am nicio treabă cu asta, na. Sunt oameni care nu înțeleg anumite lucruri, dar el a considerat că e distanța destul și plus că s-a și tras după ele. N-a avut, din ce s-a văzut acolo, n-a avut intenția să scoată pistolul. Doar că, na, scuze că trebuie, s-au luat o statici de-ai noștri. Vizavi de showroom-ul de aici. De rosat, să mai cine i-a luat, poliția? Vizavi de magazinul de arme. Poliția sau cine i-a luat? Da, poliția. Vreau un răspuns, dar să știi mai repede. Avem trei poliții. Venim acum. Dar sunt polițiști acolo, să știi. Faci transfer bancar pentru oameni. Atrap. Vin și eu după ce fac treaba. S-a început focul? Da. Ce nu e acum conserve albastru? De ce? Mi-ați deschis focul? Nu. Eu o să se bușească. Zvagos? Nu. Nu mai întreb o dată. S-a început focul de către Los Vagos cumva? Nu am început, a început să tragă mine. Armele către mine, să știți. Tu ai început. Am început, să-ți sunt aici. Polițiștii sunt pe pod, să știți. Deci, vreau să știu dacă vrem pe ăsta sau nu. Vor să vorbească cu noi. Vor întreabă ce vrem pe ăsta. Cam multă poliție. Da. Și voi la negocieri. Da, da. Ce le zicem? Vor să știe ce vrem pe ăsta. Pe ăsta. Trebuie momentan timp, până veniți toți. Până să nu tragă noi.
De când e poliția ăsta, Tisbre? Păi nu i-a luat o statice. Unde v-au aflat cu o statice? La showroom. Showroom Los Santos. Să, să nu începeți focul. Plecați, plecați. Ce vreau dumneavoastră? Plecați. Părăsiți zona, părăsiți zona. Haideți să ne luăm poziție, haideți să ne luăm poziție cu ei, nu stați toți acolo. Polițiștii ne cer să părăsim zona, polițiști. Întreabă, ne dăm jos și le dăm? Avem blindate, Gianni. Păi avem blindate și de asta, ne luăm cover după ele. Mamă, cred că o dăm cu poliția, băieți. Aveți! Nu treci pe la sus. Acolo, pe pod. Lui trebuie un cai, un cat. Băi, o să dau drumul la live, așa că o să opresc episodul aici. Da, i-am primit.